Acum turnați o linguriță de vopsea colorată pe partea de sus a sandvișului. Așa cum se arată mai jos, vopseaua se scurge prin pâine, dar se oprește când ajunge la unt, pentru că substanța uleioasă din mijlocul sandvișului reprezintă o barieră eficientă. Acum să facem un sandviș cu pâine, cu unt, cu măsline umplute și simple. De această dată, când turnăm vopseaua peste pâine și tăiem sandvișul, vedem un alt rezultat. Când vopseaua ajunge la măslină umplută cu ardei, se oprește la fel de definit ca atunci când ajungea la unt. Dar când ajunge la o măslină fără ardei, măslina fără sâmbure furnizează un canal prin care vopseaua poate să curgă liber prin mijlocul sandvișului și apoi prin pâine până la farfurie. În această analogie, farfuria reprezintă citoplasma celulei. Trecând prin măslina fără ardei, vopseaua. Penetrează stratul cu unt și ajunge în partea cealaltă a sandvișului membrană. Vopseaua a trecut cu succes prin formidabila membrană de grăsime. Pentru celulă este important să lase moleculele să treacă prin barieră, pentru că, în analogia mea cu semvișul, vopseaua este un aliment care susține viața. Dacă membrana ar fi un simplu semviș cu pâine cu unt, ea ar asigura o barieră ca de fortăreață care ar ține la distanță amestecul de nenumărate semnale moleculare și de energie radiantă care formează mediul unei celule. Însă, dacă membrana ar fi o astfel de fortăreață, celula ar muri pentru că nu ar primi niciun fel de substanțe nutritive. Atunci când adăugăm măslinele fără ardei, care permită accesul informației și alimentelor în interiorul celulei, Membrana devine un mecanism vital și ingenios care permite anumitor substanțe nutritive selectate să intre în interiorul celulei, la fel cum vopseaua a ajuns pe farfurie. În realitate, în biologia celulară, partea de pâine și unta sandvișului reprezintă fosfolipidele membranei, unul dintre cele două componente chimice principale ale membranei. Celălalt component chimic este reprezentat de proteinele măsline la care vom ajunge mai jos. Eu spun că fosfolipidele sunt schizofrenice pentru că sunt compuse atât din molecule pol polarizate cât și din molecule nepolarizate. Poate că pentru voi faptul că fosfolipidele conțin atât molecule polarizate cât și molecule nepolarizate nu sună neapărat ca o rețetă pentru schizofrenie, însă vă asigur că așa este. Toate moleculele din universul nostru pot fi împărțite în categorii nepolarizate și polarizate în funcție de tipul de legături chimice care le țin atomii la oaltă. Legăturile dintre moleculele poli, uh, polarizate au sacin pozitive și sau negative, ceea ce le dă și polaritatea. Sacinile pozitive și negative ale acestor molecule le fac să se comporte ca niște magneți care atrag sau resping alte molecule încărcate micro uh, micrografie la microscopul electronic ce reprezintă membrana celulară la suprafața unei celule umane stratificarea întunecat deschis întunecat membranei celulare se datorează ordonării moleculelor de fosfolipide din barieră centrul membranei mai luminos echivalentul untului din sandvișul nostru reprezintă zona hidrofobă formată de picioarele fosfolipidelor Straturile întunecate deasupra și de tesutul zonei centrale de lipide, echivalentul felilor de pâine, reprezintă capetele de fosfați iubitoare de apă ale moleculei. Printre moleculele polarizate se numără apa și lucrurile care se dizolvă în apă. Moleculele nepolarizate sunt uleiul și substanțele care se dizolvă în ulei. Între atomii lor nu există saci negative sau pozitive. Vă amintiți de vorba cu a, Apa nu se amestecă cu uleiul? Tot așa nu se amestecă nici moleculele uleioase nepolarizate cu moleculele apoase polarizate. Pentru a vizualiza lipsa de interacțiune între moleculele polarizate și cele nepolarizate, gândiți-vă la sticla de dressing italian pentru salată din frigider. Faceți tot ce puteți să agitați sticla pentru ca uleiul și oțetul să se amestece, dar când lăsați sticla jos, ele se separă. Asta pentru că moleculele, ca și oamenii, preferă medii care le oferă stabilitate. Pentru stabilitatea lor, moleculele polarizate de oțet caută media poase polarizate, pe când moleculele nepolarizate, uleiul de măsline, caută medii nepolarizate. Pentru moleculele de fosfolipide, care sunt formate din regiuni polarizate și din regiuni nepolarizate de lipide, e greu să-și caute stabilitatea. Porțiunea de fosfat a moleculei este motivată să caute apă, pe când porțiunea ei de lipidă detestă apa și caută stabilitate dizolvându-se în ulei. Ca să revenim la sandwichul nostru, fosfolipidele membranei sunt de forma unor acadele care au uh, un băț în plus. Partea rotundă a acadelei are sarcini polarizate între atomi. Ea corespunde pâinii din semvișul nostru. Cele două porțiuni, ca niște bețișoare ale acadelei, sunt nepolarizate. Ele corespund părții de unt a semvișului. Pentru că partea de unt a membranei este nepolarizată, ea nu lasă atomii sau moleculele cu sarcini negative sau pozitive să treacă prin ea. De fapt, această parte de lipide este un izolator electric, o trăsătură fantastică pentru o membrană proiectată să păzească uh, molecula de invazie a tuturor moleculelor din mediul ei. Însă celula nu ar putea să supraviețuiască dacă membrana ei ar fi echivalentul unui simplu sandwich cu pâine cu unt. Cele mai multe dintre substanțele nutritive ale celulei sunt formate din molecule polarizate și încărcate, care nu ar putea să treacă peste formidabila barieră nepolarizată de lipide. La fel, nici celula nu ar putea să-și elimine rezidurile polarizate.